Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din experiențele lui Marian. Suntem în Shanghai, în ceea ce pare să fie un aeroport. De fapt, este o gară cu trenuri de mare viteză, care se numesc EMU pe scurt în China. Urmează să călătorim din Shanghai până în Huangzhou cu un tren de mare viteză care are o viteză minimă de 250 de km pe oră pe o distanță de 176 de km, cam de la București, gara de nord, până la Brașov. O să ne ia aproximativ o oră, ceea ce mi se pare fascinant că există astfel de tehnologii pe planeta Pământ. Hai să vedem cum e. Și știi ce-i tare? Fii atent! Că biletul ăsta de... stai să nu mai arăt tot pașaportul. 73 de yuani. Dacă nu mă înșel, asta înseamnă vreo 45 de lei. București-Brașov, echivalentul. Și tot în Shanghai aici, la câțiva metri de noi, sute de metri, este și un tren maglev, prima linie comercială de acest fel. Făcută cu nemți. Făcută cu nemți, da. Da, da, făcută cu nemți. Trebuie să văd unde sunt. Uite acolo, hai. De reținut că aici, de fapt ca în oricare altă clădire din Shanghai de importanță publică, există măsuri de securitate exact ca pe aeroport, adică trebuie să-ți treci bagajul printr-o bandă cu raze X, trebuie să fii pipăit cu detectorul de metale și trebuie să așteptăm ca la poartă să se deschidă îmbarcarea. Ce interesant e că în clădirea vecină este aeroportul regional din Shanghai, unul din cele două aeroporturi mari de aici. A venit cu avionul, vii direct în gara și te duci unde ai nevoie. Dar în cazul nostru ne merge până în Huangzhou, n-ar trebui să ne ia mai mult de o oră. Ai și magazin aici unde poți să faci niște shopping, să-ți cumperi niște fake-uri chinezești gen Cartello, care este de fapt un Lacoste. Există inclusiv business class lounge. Arată exact ca un aeroport, e uriaș, nici nu văd, deci nu se vede capătul celălalt de clădire. Marian, par uimit. Mă, da, uite că alții au reușit. Dar ideea e că totul începe de la un plan foarte bine stabilit. Deci un fost lider chinez, trebuie să urcăm pe acolo. Un fost lider chinez a vizitat Japonia și a rămas impresionat de Shinkansen. Și pe atunci viteza medie a trenurilor comerciale din China, și de cât era, George Bucnici? 43 de km pe oră. Coincidență. Un pic mai mare decât la noi, nu? Sau tot pe acolo. Și atunci a început o colaborare intensă cu diversi producători nemți de trenuri, de exemplu, sau japonezi. Și în cele din urmă, China a început să investească în trenuri de mare viteză. E considerat tren de mare viteză linia pe care nu mergi cu mai puțin de 250 de km pe oră. Nu pun în calcul și plecarea de pe loc, care e mai înceată, dar asta înseamnă linie de mare viteză în China. Din unghiul ăsta nu ai un metrou de știință. Nu, nu există pui Shanghai în Shanghai. Am întrebat, ne-am făcut de râs. Nici nu știm ce este asta. Ba da, este carne cu miere și cu susan. Arată foarte bine. Nu, este foarte dulceagă. Da, specificul... Este un fel de chorizo. Știi ce chestia asta, nu? E piele de găină, nu? Nu. Este găină dată pe răzătoare. Cichigiano, de la Parmigiano. Doamne, niște sărățele, niște nuci, n-aveți? Cu cacao. Pare ca o scenă luată din viitor. Peron curat și în stânga și în dreapta. Trenuri care arată efectiv ca niște gloanțe. Albe. Tren de mare viteză acolo. Sunt una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt pasaje pentru autostrăzi, George. Uită-te și tu. Lumină peste tot. Și chiar acum sosește trenul cu care o să plecăm. Oamenii ăștia aliniați stau fix în vagonul în care trebuie să intri, nu se bagă nimeni în fața ta. Silențios e, vezi? Și în fața fiecarei cozi scrie acolo, da? Acolo este vagonul numărul 14
și toți oamenii stau în șir indian. Noi trebuie să mergem la vagonul numărul 15 acolo, așa că, George, hai să mergem în viitor. Că suntem oricum pe un alt fusorar. În România acum este ora 4 dimineața. În 8 minute... În România este 1950. N-am vrut să zic eu treaba asta. Deci cum arată. Sunt foarte entuziasmat, sunt ca un copil mic. Pentru ei e normalitate că trenurile astea la X de mult timp. Povestea e în felul următor. Chinezii au cumpărat tehnologie pentru trenuri de mare viteză de la companii cunoscute din Elveția sau Germania, inclusiv Siemens. Au cumpărat tehnologia lor, au construit propriile trenuri și cu tehnologia Siemens au început să dezvolte o nouă generație de trenuri mai performante decât cea originală. Uite, acum mai pleacă un tren de mare viteză. Deci este o rețea super complexă. Sunt aproape 22.000 de kilometri de linie ferată, nu neapărat de mare viteză, dar mult mai performantă decât cea de la noi din țară. Adică iau și linii care merg cu 200 de km pe oră. Nouă fix. Asta e sunetul că ușile se închid. 94 secunde. Asta este ceasul prin GPS luat. Adică trebuie să fie precis. Cel puțin asta îmi spune George. Și... S-a întâmplat ceva. Nu, e 8.59 pe tabelă. Ne mișcăm. 9 fix. Uite, 9 și 20 de secunde. Ce-a plecat. Avem deja... La fix un minut de când am plecat, avem deja 60 de km pe oră, deci am bătut viteza de pe multe trenuri de la noi din țară. Și 65. Și observ cât de liniște este și cât de confortabil este. Vezi? Bine, trenul în teorie trebuie să fie confortabil, dar ăsta pare ceva mai liniștit. Și ciuda că nu trebuie să spui centura. Mă simt ca în avion, dar pare centura. Cum e să nu spui centura? Mi-e frică. Da, să ieșim din zona asta metropolitană. 100 de km pe oră. Wow! Și acum începe să accelereze din nou. Da. Wow, cu câte 3 km pe oră data. Da? Cam așa. Care e viteza maximă până la Constant? 160, nu? Parcă de km pe oră. Dar observ că există amortizare și pe vagon. Altfel, nu rezistă. Și așa arată viitorul. Dar voi n-ați votat cu cine trebuie. Dacă revenim la o viteză mai mare. Ce e foarte ciudată senzația asta că atunci când ia o curbă la stânga sau la dreapta se și înclină un pic, știi? Ți-o ia Waze-ul razna. Jiaxing, prima stație, după fix 27 de minute în care am făcut 83 de kilometri. Târziu, 160 de km distanță între cele două orașe, gata. Viteza maximă undeva la vreo 307 km pe oră. România, China. Da, călătoria noastră de 50 de minute se încheie aici. Sper că v-a plăcut și vouă, mie mi se pare fascinant și în continuare sunt șocat de ce s-a întâmplat. Și ne vedem la următorul clip. Like și subscribe până atunci.